Ioana Gheorghe, în vârstă de 23 de ani, povestește cu greu momentele în care ea spune că a fost agresată și amenințată chiar de antrenorul său. Eram în lenjerie intimă, tocmai ieșisem de la duș. A intrat fără să bată la ușă. A început să-mi smulgă telefonul din mână și mi-a spus că să te văd cum o mai registrezi tu acum pe mine. Am încercat să-mi iau bunul înapoi. L-am rugat de 20 de ori să-mi dea telefonul înapoi și nu a vrut. În acel moment a ridicat pumnul spre mine. Sportiva mai spune și că nimeni nu i-ar fi sărit în ajutor, deși strigătele ei ar fi fost auzite de colegele din camerele alăturate. Eram lipsită de ajutor pentru că niciuna dintre colege nu a mărturisit faptul că au auzit sau că s-a întâmplat ceva acolo. Reacția secretarului general al Federației Române de Bob și Sanie este însă halucinantă. Personal, n-am niciun indiciu că declarațiile fetei sunt credibile. Din semnalele noastre e posibil să fie la mijloc o imaginație bogată și să existe interese din partea ei. Pare să fie o înscenare pentru că din afirmațiile preliminare ale colegilor și ale băieților prezenți și ei în Letonia, nu se confirmă momentan nimic. Cercetările sunt continuate în acest sens, iar dacă spusele fetei se confirmă, antrenorul Paul Neagu va fi sancționat, conform legii.